La copiii cu paralizii cerebrale sunt aceste deficiențe, aceste scheme motrice disfuncționale. Ei de foarte multe ori, după cum vă spuneam, de regulă vin de mici și de foarte multe ori nu au capacitatea de a sta foarte bine șezut. Nu pot să meargă, nu pot să alerge, nu pot să urce scările, deci să folosească ambele picioare pe rând. Și efectele în acest caz se văd foarte repede. Deci la câteva ședințe, 3-4 ședințe, copiii dezvoltă și pot să mențină această abilitate de a sta în funduleț, de a-și menține echilibru, de a-și menține echilibru în poziție ortostatică, de a merge și ulterior de a alerga. Este un beneficiu pe care vă dați seama cât de important este pentru un părinte și pentru un copil. Adică capacitatea de a menține, de a-ți menține echilibru și poziția singur în șezut te ajută să faci activități, să poți să mănânci, să ai o grămadă de alte libertăți, să spunem, pe care, sau un grad de independență pe care îl poți dobândi. Ulterior, lucrurile merg destul de repede, sunt și în unele situații anumite platouri, perioade în care stagnăm puțin, însă cel puțin pe tulburări motorii, pentru că și datorită faptului că vorbim de transmitere de impuls nervos, vă dați seama că reacțiile sunt exact cele pe care le așteptăm și foarte ușor de modulat și de concentrat. Iarăși modificări de poziție cu, știu eu, deplasare cu o rotație de bazin, iarăși se poate corecta foarte repede. La copiii cu tulburări psihice și în general noi avem copii cu tulburare de spectru autist sau cu ADHD sau cu epilepsia, acestea sunt afecțiunile cele mai des întâlnite cu care lucrăm. Sunt și foarte multe sindrome genetice, dar le punem cumva pentru că modalitatea de recuperare este aceeași, în aceeași categorie. Și aici lucrurile iarăși sunt puțin diferite, depinde de manifestarea copiilor. Ei pot să fie deconectați sau pot să fie hiperactivi și atunci modularea acestui impuls ne ajută să obținem o capacitate de conectare și de menținerea focusului și atenției în sarcină mai mare, aducând copilul prin impulsuri proprioceptive într-o capacitate perceptivă mai crescută și atunci totul este mult mai conectat. Sau, dacă este vorba de hiperactivitate, modulăm în sensul în care micșorăm aceste impulsuri și copilul, prin faptul că el se liniștește, iarăși creștem capacitatea de atenție și menținerea focusului. Legătura asta între copii și cai este una extraordinară și este avantajul și beneficiul pe care noi îl avem așa, fără să facem absolut nimic. Și știți, copiii cu dizabilități merg la foarte multe terapii. Le face sau nu le face plăcere să meargă acolo, oricum este o rutină, da? Ei nu au foarte multe activități în afară de terapiile acestea, pentru că este un efort extraordinar să susții și să te lupți cu o afecțiune în sensul în care să poți recupera în timp util. Iar ei nu percep momentul în care vin la cai ca pe o terapie. Ei fac sport acolo, ei se joacă, ei stau în aer liber. Conexiunea asta, după cum v-am spus, cu calul este extrem de puternică și am avut copilași care au refuzat sau pentru care a fost nevoie de 2-3 ședințe până când să facem acest pas și această desensibilizare și să putem să-i urcăm pe cal, însă copii care să nu mai vrea să vină la cal, nu am avut. Adică avem o problemă în momentul în care știm că este timpul să întrerupem, pentru că este un efort foarte mare și din partea părinților. Noi nu suntem cu cai în mijlocul orașului, este o distanță destul de mare până acolo. Este vorba de trafic, este vorba de timp, este vorba de costurile care sunt și efortul trebuie să, cum să spun, să justifice, să fie justificat de rezultate și fiind și foarte mulți copii atunci când simțim că nu mai este necesar, cel puțin pentru o perioadă sau că nu știm că nu mai putem să facem noi ceva în sensul de recuperare pentru copilul acesta, sigur că este bine să ne oprim și să putem să includem în program poate pe altcineva. Atunci avem o mare problemă. Copiii vin de regulă, chiar dacă nu mai fac terapie, vin din când în când să vadă cai, să ne mai vedem, să ne mai... Am văzut că o ședință de hipoterapie presupune pentru ei cel puțin foarte multă joacă. Cam ce exerciții așa se practică? Să știți că tot ce vedeți acolo este terapie cu obiectiv terapeutic. Ei percep totul ca pe o joacă,
Însă, mare parte din intervenții sunt cele pe care le fac și ei la cabinet. Se lucrează pe dezvoltare cognitivă, pe motricitate, pe pensă digitală, toate, aproape toate obiectivele pe care le lucrăm în cabinet le putem lucra și la CAI. Plus că avem oferta inepuizabilă a naturii și a mediului în care suntem, că avem tot timpul o pasăre, o frunză, un copac, putem să lucrăm pe culori, pe dimensiuni, pe rapoarte de mărime, de distanță, adică sunt foarte și toate vin de la sine, nu e ca și cum noi facem un setting, hai să facem acum deasupra, de desubt, de departe, aproape. Mergând și beneficiind de acest impuls tot timpul, putem să adăugăm și alte obiective de terapie fără ca copilașii să simtă că au ceva de făcut. De să-i percep totul ca pe o joacă, dar orice pas pe care noi îl facem acolo este motivat într-un fel. Pentru adulți și adolescenți, ar putea fi hipoterapia și o metodă de relaxare? Cred că pentru persoanele tipice, nu. Și vă spun de ce. Cred că acolo este nevoie să meargă la echitație sau agrement. Pentru că în hipoterapie, calul este condus de o persoană specializată, este condus de jos și se folosește doar mersul la pas. Așa că pentru o persoană tipică să te plimbe așa, nu cred că ar putea să fie un, poate o dată de două ori, dar n-are rost. Caii de hipoterapie sunt antrenați special. Ei nu cunosc. Sunt desensibilizați la toate comenzile pe care ar trebui să le respecte atunci când este vorba de echitație. Plus că sunt cai care lucrează, este o activitate, nu este grea pentru ei, dar este totuși consumatoare de energie, pentru că ei trebuie să fie extrem de fini și extrem de responsivi, pentru că dacă eu am spus stop, calul trebuie să oprească, că înseamnă că eu am nevoie să se oprească atunci. Sunt opriri, sunt porniri, noi avem grijă să echilibrăm cantitatea de muncă și de efort. Efort nu este, copiii sunt mici, ei merg la pas, nu este, dar e un stres totuși și atunci, din punctul meu de vedere, eu cel puțin, restul timpului cât rămâne după ce ei lucrează cu copii cu dizabilități, vreau să le ofer pentru relaxare, pentru starea de bine a cailor. Mai sunt părinți care vin cu copii, cu frățiori tipici, sigur că da, îi punem o tură, două, că sunt copii și pe ei, dar cred că ar fi un pic plictisitor pentru persoane tipice.